Parcul auto al companiei de transport public Iași a fost dotat cu autospeciale noi. Vehiculele ultramoderne sunt destinate pentru intervenții tehnice în cazul vagoanelor, al infrastructurii de tramvaie și al autobuzelor. Pentru început au fost cumpărate 5 autospeciale, însă în parcul auto vor fi făcute investiții noi prin intermediul unui program al primăriei municipiului Iași. Se modernizează parcul auto al companiei de transport public Iași. Au fost prezentate deja primele 5 autospeciale menite să ușureze munca angajaților. În depoul gară au intrat recent 2 autospeciale pentru intervenție la înălțime la rețeaua electrică de tramvai marca Iveco. Acestea sunt echipate, printre altele, cu motoare diesel Euro 6, cu platforme de lucru cu posibilitate de rotire de 450 de grade și se pot ridica până la 9,2 metri. În depoul companiei de transport au mai ajuns 2 auto utilitare cu dotări moderne necesare intervențiilor imediate la calea de rulare a tramvaielor și nu numai. Pentru intervențiile rapide, în cazul autobuzelor, a fost achiziționată o autospecială marca MAN, care este un atelier mobil foarte performant și necesar în orice situație neprevăzută. Noul autovehicul este de asemenea prevăzut cu un motor diesel Euro 6. În plus, acesta este dotat și cu o macara pivotantă pentru încărcarea anvelopelor direct în atelier, în timpul activității în stradă, dar și cu un grup electrogen multifuncțional și cu un dispozitiv de tractare auto cu masa de 12 tone. Achizițiile de la CTP Iași fac parte din programul primăriei de reducere a poluării, care include, printre altele, și cumpărarea cu fonduri europene nerambursabile a peste 30 de tramvaie noi și 44 de autobuze electrice.